Sabrina! Dragă jurnal, e un dezastru! Profesorul de artă a organizat un atelier de teatru și a atras la sorți ca să creeze grupurile. Ghici cu cine am picat! Sabrina! Ții minte ultima oară când a trebuit să lucrez cu ea? A fost pentru o prezentare științifică. Și apoi Sabrina, Chloe și Marinette. Să zic că s-a terminat rău e puțin spus. Ne putem întâlni la biblioteca azi ca să pot lucra la proiect cu tine. Prea târziu! Chloe și cu mine facem proiectul împreună. Adică faci proiectul tu? Păi bineînțeles, după câte i s-au întâmplat. E ca și cum Sabrina s-ar înțelege doar cu Chloe. Ia te uită, Marinette! Cauți ceva de mâncare? Poate caută niște haine mai frumoase? Pentru Sabrina, totul e clar. Da, am făcut asta din gimnaziu când am început să-i fac temele lui Chloe. Și am rămas cele mai bune prietene. Dar evident, sentimentul nu e reciproc. De ce mă complic? Serios, tu ești bună de ceva? Sabrina e un mister total. E cea mai bună elevă din clasă. După Adrian, evident. Cum poate cineva așa deștept să fie prieten cu o alintată ca Chloe? Oh, Doamne, ce frumoasă e! Privește! Nu atinge! Poate deoarece Chloe îi promite mereu cadourile ei. Și poate ți-aș putea împrumuta! O pălărie adorabilă! Ar arăta fantastic pe capul meu! Totuși, Sabrina poate fi foarte morală în alte lucruri. Chloe, alia se uită în dulapul tău! Poate din cauza tatălui ei. E un agent de poliție, știai? Susținător al ordinii și al moravurilor. Și cred cu adevărat că orice cetățean este inocent până este dovedit vinovat. Am vrut să deschid ochii Sabrinei să vadă cum o tratează Chloe. Sabrina, Chloe profită de tine tot timpul. Nu trebuie să faci ce zice ea. Nu așa se poartă cea mai bună prietenă, dar fără rezultat. Sunt cea mai bună prietenă a lui Chloe. Dar cine știe, poate Chloe se poartă cu adevărat drăguț cu Sabrina când sunt singure. Și pune pe piloverul tău, va arăta mai puțin oribil. Mulțumesc, Chloe! Dar după părerea mea, singura explicație rezonabilă e că au un secret care le menține prietenia. Nu sunt doar cea mai bună prietena Sabrinei, ci și singura ei prietenă. Așa că să facă ce spun, pentru că fără mine nu are absolut nimic. Poate Sabrina chiar știe lucruri despre Chloe pe care restul lumii nu le știe încă. Da, bine, nu trebuie să le spui și povestea vieții mele. O să-ți spun dacă află ceva, dragul meu jurnal. Trebuie să plec, atelierul de teatru e pe cale să înceapă. Pe curând! Abonați-vă pentru mai multe surprize și urmăriți Disney Channel!